Salutare, prieteni! Suntem din nou la garaj. Astăzi ne vom ocupa de decapotare. Sperăm să o rezolvăm. Știți că avem probleme cu decapotarea. Nu se ridică clapeta, nu se ridică soft topul. Totul este destul de frustrant că nu îi găsim nici cum hiba, să zic așa. Dar nu ne vom lăsa. Astăzi vom rezolva problema. Probabil nu o să filmăm chiar tot procedeul, dar vă vom explica exact ce și cum și sperăm să-i dăm de capăt. One eternity later. Și în final am reușit să ne dăm seama ce avea și decapotarea. Nu a fost un defect foarte mare, dar ne-a trebuit un pic de timp până am ajuns să vedem de fapt ce era problema. Pe piesele de aici din față, astea, avem aici doi senzori cu efect Hall, care atunci când o parte metalică trece pe lângă ei, dau un input în calculatorul mașinii, în modulul de decapotare. Și ce am observat într-un final, după ce am căutat în mai multe locuri, este că pe plasticele noi pe care le-am schimbat, acele ce le-am comandat după eBay, aici, în locul acesta, trebuia să fie o mică bucată de metal care trecea prin fața senzorului și când era în drept cu senzorul, calculatorul știa că motorul a împins brațele până la punctul deschis sau închis. Ei bine, această chestie lipsea după chestiile noi. Am luat una după această ruptă, după plasticul acesta rupt, am pus-o în el, a intrat presată și am încercat să decapotăm. A funcționat parțial, a rămas partea aceasta de aici deschisă până la nivelul acesta, nu s-a închis complet. Mai apoi am căutat mai departe și am văzut că firul de plus sau masă, nu știu exact care e, de la ce alimentează motorul, comanda motorului acestuia de aici din față, era întrerupt. Am verificat cu multimetru și am văzut că era întrerupt. Am tras un fir, numai așa, temporar, de la firul de masă sau plus, nu știu exact ce este, n-am verificat, să vedem dacă punem un fir nou, dacă funcționează. Și haideți să vedem dacă funcționează. Bun. Vedem că nu mai avem becurile aprinse acolo. LED-ul roșu stins. Ok, hai să vedem. Ia să-i dăm. Închidere perfectă. Bun, haideți să vedem și cum se capotează. Din nou, niciun bec stins, toate condițiile îndeplinite. Niciun bec aprins. Aprins, mă rog. Toate condițiile îndeplinite, okay. Să-l capotăm. Hai să-l capotăm. Dăm pe buton. Vedem și firul acesta temporar pe care l-am pus noi aici. Venea până aici și se oprea. Și acum, de aici, motorul din mijloc preia de fapt toată acțiunea. Vedem? Se închide. Brațele se blochează pe poziție și este capotată. Deci, problemă rezolvată. Și a venit vremea să montăm și interiorul. Încetul cu încetul ne apropiem. Ducem și scaunele și bancheta și fețele de uși de la BMW 46 Cabrio la retapizat. Vedeți cum arată, mai ales cel al șoferului este tot rupt, cusut aici, într-o stare destul de proastă și o să le transformăm din așa. Le-am tapizat culoare albă, cu romburi, cu cusătură neagră, cam așa a ieșit. Se asortează perfect cu culoarea mașinii. Ce ziceți cum au ieșit? Lăsați în comentarii.
miezul fețelor de uși de asemenea este alb cu romburi, precum și miezul panourilor din spate și bancheta spate la fel. Cam asta e. Ce fain o fi cabrioletul, mă, al negru. Ce efect dă ăla. Da. Fără ăla nu era gata ușa, uite acum. Mamă, ce fain arată ușa. Da. Să-mi trag două. Să cânte muzică! Și ușa asta este gata. Da, ia priviți aici, fețele de ușă sunt montate. Față, spate. Perfect, să ne ocupăm acum de banchetă, spătar și scaunele față. No, haide! Domnul Silviu, luați un loc. Cum e? O să simt viteza. Pragurile care vin acolo, M pachet. Yeah.
Ia să le vedem. Prieteni, am reușit să montăm și interiorul. Cam așa a ieșit. Ia priviți aici ce frumos. Interior alb, cusături negre, romburi. Ce mai? Ceva special. Cam atât cu interiorul deocamdată. Urmează să schimbăm și volanul. Va veni și zona asta toată modificată și ceasurile de bord. Lăsați în comentarii ce credeți că ar da bine. Plasme, ceva digital. Sau lăsăm așa clasic, dați-vă și voi cu părerea ce ar trebui să modificăm și în zona aceasta. Deoarece doar zona aceea a mai rămas. Vă mai lăsăm niște cadre cu interiorul. Eu zic că arată destul de spectaculos, ceva mai unic.